Acum nu știu uite că spune Netflix a fost ce spui tu mi se pare cu câțiva ani când aveai seriale care apăreau ca Ozark sau The Crown și da. era ok avem Mindhunter da. Orange is the New Black, Narcos încă un sezon și era ok am astea și în paralel mai fac și ei pentru uite un reality show pentru oameni și era ok cu asta. Dar spunem serialul ăla pun sau filmul ăla bun pe care văzut Există un gap acum. Uite, acum am chiar o să fie un un în Țin, rent... cont că apar foarte multe. Hai să stai așa ca să Trebuie să, să te să... gândești că s-a mărit și producția. O să fie acum un rent așa semi lung. Trebuie să înțelegem două chestii foarte importante pentru poziția Netflix. Aici sunt două trebuie să ne gândim la două chestii, o dată. Poziția Netflix în, fa în piață față de consumator și poziția, adică 1, și poziția Netflix în piață față de competiție. Deci poziția în B2B și poziția în B2C. Poziția în B2C Netflix a fost întotdeauna asta de ți am zis. Două seria, făceam asta făceam Stranger Things și după aia făceam The Rest, fuck it, acolo. Emilian Perez. Exact. Deci scoatem uh, o dată la 3 luni, sem semestrial de fapt era, știi? O dată la 3 luni scoatem un sau trimestrial, fapt, poate la trei luni scoatem un produs banging, ceva tard de tot și între ele avem de asta. Și aveau House of Cardurile, aveau asta, întotdeauna, au avut serialele astea foarte șmechere, da? După care, la un moment dat, ei au prins The Whiff of Money Heist, of whatever the fuck ăla, bă, cum se numea el, da? Și atunci nerfie... Game la fel și a schimbat mult. Și i-au spus așa, bă, noi Putem în continuare să, să, că, să căutăm aceste gemuri pentru consumatorii noștri sau putem să începem să facem tot felul de chestii. Și ocazional, din 10, s-ar putea să iasă și două sau 1 care să fie decente. Ei cu Witcher-ul și-au dorit, ai văzut că la un moment dat au fost aia cu The Witcher Universe. Vorbim acum de poziționare, de ce strategia lor, da? Witcher-ul pentru ei trebuia să fie la fel, generarea unei întregi noi chestii, da? care să vină să, să, aducă conținut pe platformă. Între timp, planul ăsta a fost făcut acum 5 ani. Între timp, acum 3 ani, toate studiourile au spus, "Ah, noi facem streaming. Cum mă face streaming? Da, da, noi ne apucăm toți de streaming. Stai bre puțin, dar noi nu, suntem noi ăia, voi cu cine noi cu streamingul, voi dați drumul, noi punem aici, facem bani împreună? nu. Voi sunteți cu streamingul vostru, noi o să avem streamingul nostru. A. Păi adică voi vreți să veniți pe piața noastră? Da. Păi și noi nu intrăm pe piața voastră? Păi încercați. Bine, facem și noi filme la, la Oscar. Le băgăm o să vezi o să și câștigăm. Bine, băgați la Oscar. Face, faceți, mai acolo ce vreți voi. Noi ne facem streaming toți. A, bine. Aia sunt a și, și de vorbă. Bă, ce facem? Că deodată bugetul ăla de streaming pe care l aveau toți în buzunar, pe care noi îl împărțeam practic chiar Pareto, 80% noi, 20% îl lua HBO, că atâta era, că altceva nu era, deodată au început să se împartă și nu mai era 80% la, la Netflix. A ajuns la Netflix 45%, ceea ce nu e bine. Și Netflix a spus, deci ne batem pe ochi, nu mai batem pe conținut, nicio problemă. YouTube 2.0, let's get shit cracking, Emily in Paris, fuck this, let's do it. Și oamenii au făcut o alegere absolut normală, să facă conținut pentru toată lumea. Problema este că între timp, stai așa că am terminat, ca să ajung la final. Problema este că writerii buni, o zic că lucrez cu Netflix, nu că să ce aici băiata mea, aici e belea, nu e bine. Și au început Netflix să facă doar tigăile astea pe care le-a scos în ultimul timp. Adică noi trebuie să înțelegem că ce vedem, este o repercusiune automată, normală și evidentă, ca să zic așa, a pieței. Noi nu putem să venim să-i plătim la Netflix acum. Netflix, de ce nu faci numai calitate? Nu are cum, pentru că nu, știa, nu știam cum cad cărțile. O trebuit 2 ani de zile, acum cărțile au căzut și toată lumea a văzut, de fapt, realitatea. Stai mă că ăștia cu și Hulk, care făceau mișto, au spus toți consumatorii, sunt niște idioți, Na Netflix, bună ziua, a venit trenul în gara, uitați să ce se întâmplă și Netflix-ul acum s-a gândit și ei. stai mă că am văzut și noi ce se întâmplă, unde suntem, care este realitatea și asta e foarte importantă chestia asta. De-aia nu, vederea asta e foarte bă, superficială, bă nu credem că de asta, de fapt dacă te uiți la piață ea spune ce o face să se miște cum a ajuns Netflix să producă căcat timp de 2 ani de zile și acum să se replieze, să-și dorească să se replieze de fapt, da? cum HBO-ul la fel a zis, mamă, să vezi cum ne batem noi pe content ca toată lumea și facem tot fel de pârle de astea, știi? Și lasă, nu mai facem noi conținut bun și cum la fel o să vedem la HBO, sunt sigur că HBO o să vedem în următorii 3 ani, o să vedem din nou conținut top of the fucking line. Pentru că și-o dat seama că banii subscriberi la HBO vin când au tractoare. Ei au nevoie de câte un Game of Thrones odată la fiecare trei luni trebuie să vină unul de ăsta. True Detective, Game of Thrones și ne mai trebuie încă câteva. Și atunci ai asigurat că pe tot parcursul anului omul spune, da mă, îți dau 15 lei aia, sau cât face el. N-am nicio problemă. Dar dacă nu ai, pe cum să-ți dau bani? Aici e buba. Și end of the rant. De ce, de ce e piața așa? Onwards. <laughs> Mulțumim, port, domnule Marius. Exact, <laughs> Acesta a fost Marius de la încă ceva, încă o lecție, încă un Excel, încă un C seminar. să că ați venit. Ca Dar să înțelegeți că cum funcționează. Lumea, cred, cred că toată lumea, eu știam că e normal, e, nu facem bani cum facem bani. Uh -huh. Eu n-am nicio problemă și înțeleg de ce se întâmplă, ce se întâmplă.